Trei prorectori și Neșonu să nu fie, nu cred. Și rectorul e plecat. Șef de departament, relații internaționale. N-ai cu cine grăi la Universitatea Tehnică. A unii birou rectorului, cine știe? Lasă, încă mai sus, hai sus, hai să vedem sus. A venit protest și n-au ieșit decât oameni mărunți să vorbească cu noi. Să ne înjuri, să ne trimite la plimbare. Dar rector, prorector, nu a venit niciun. Ne ducem noi la ei. Am așteptat să treacă pauza de prânz. Să vedem dacă măcar cineva lucrează în Universitatea Tehnică. Sau poate la biserici, la mănăstiri. Dacă decanat. Frecvențe reduse, laborator. Decanat, învățământ frecvent. E deschis. Prorector, ai văzut că e închis la tot. Și unde e rectoratul? Căutăm pe domnul rector. Rectorat. Căutăm rectoratul. Gata, încuie. Reacții de universitate de stat. Bună ziua! Hai să intrăm la două. Putem să intrăm? Hai! Vreau să vorbim cu dumneavoastră și ne explicați de alea care am vorbit la șefar. Dar nici un prorector nu-i, nici rectorul nu-i, cu cine să vorbim? Dar cine e responsabil de caminul 13 de la studenților? Dar ce, părem așa de strașnici, de periculoși? Da, eu chiar nu speriat, credeam că vreți să faceți ceva cu domnul decan. Da, am vrut să luăm o static. Mai atât. Dar poate știți de cine se referă? Nu știți. Dar cine știe? Sunteți de acord că pe holul Camilului să fac slujbe și să stau icoane într-o instituție de laică, de stat laică? De învățământ științific, tehnic. Aici s-a primit așa, știi, în timp dumneavoastră cunoaște cum a derulat toate evenimente. Nu, nu știm, tocmai. Hai. De unde știi? Ai, dar ce contează asta? Asta e de acum, de câteva luni. Nu, au fost scoase anumite restricții și lumea s-a distrabalat, ea care e. Și gata. Așa crezi mea că s-a distrabalat? Dar nu ne spare. Eu cred că asta e distrăbalare, să faci biserică în căminul Universității Tehnice. Așa. Asta e pe culmea perversiunii. Eu nu pot să vă dau aici. Nu ne pare invers. Nu ne pare invers. Erau destul de sever, după aceea s-au distrăbalat, au început a face biserici, au început a face business, fiecare. Asta e business. Deci suntem într-un gând. Eu cunosc oameni care, eu nu merit să fie părinți sau... Dar ce să le facem? Dacă el... Un șut în fund din cămin, n-ar ce căuta în căminul universității. Eu de așa la vorbesc. De așa la care a intrat în căminul Universității Tehnice. Da. Ne ducem doar să aflăm cine se ocupă de asta. Cu rectorul, o putem găsi? Aici. La etajul 2. N-am găsit rectorat acolo, doar prorector și aceea sunt lipsă. Dacă așa e... Ia. ProTV Chișinău angajează editor de imagine. Uite. Minune. Prin chestia și îți transmit mesajul lui Bojica. Dar prin chestia asta îți transmite mesajul că pământul se învârte și e rotund. Și n-are nicio treabă Bojica. Dacă nu vezi bine la școală, orice îți pare minune în viața asta. Mm-hmm. Tot ce nu cunoști, e minune. Și nu înțelegi. A, uite rectoratul aici. Pe că aici n-am tras. Da, așa modest într-o parte, mă așteptam că e mai mare. Că... Tot rectoratul e închis. Poate vine prorectorii. Uite, camere de supraveghere, nici o icoană. Minunat.
suntem majoritizați. Și ora 1, zi de lucru. Păi, dar ce să vorbești cu relații internaționale? Ce relații interconfesionale? Noi nimeni. Vezi că niciun student nu s-a alăturat protestului nostru. Slabași, ingineri. De bojica.